Salutare, brother, și bine v-am regăsit într-un vlog de ăsta șmecher. Ah, mă ustură pielea, ia fiți atenți. Ce ai zis că m-am bronzat? Ia uite, fratele meu, ia uite. Ești nebun, știi că sunt alb ca laptele în general. Ia uite, brother, unde am avut? Ia uite, băi, ia uite. Unde am avut camera, fraților, pentru pe Fish Hacker. Ia uitați. Știi cât mă ustură pielea, mă ia băieții mei în brațe și pac. Ce credeți că o să facem în vlogul acesta? O am venit la un prieten, de fapt la prietenii mei, la Darius și la Bogdan aici de brotherul. Să iau un scooter de la el, un cadru de capră, nu? Piaggio Zip, cu care vreau să trag pe câmp tare rău de tot. O să-l las doar cadru, așa, vreau să fac o nenoroceală. Și o să-i dau la schimb, o să-i cumpăr eu un set de motor pentru celălalt scooter. O să mergem acum să le observăm și bineînțeles că o să mă țin de promisiune, vă garantez, și o să chiar îl fac pe ăsta, îl fac și îl bag în mașină, o să-mi vopsesc cadrul, o să vedeți o grămadă de vloguri și o să filmez și când îi aduc setul și când o să-l montăm împreună. Îi cumpăr set nou, tot ce îmi spune el acum. Haideți înăuntru să vedem ce facem. L-ai dat afară? Da. Deci ăsta e ăsta pe care mi-l dai tu. E Piaggio Zip. Eu am mai avut unul. Știi ce mai am de la el, mi se pare? Nu mai știu, mai am, dar nu piese de astea, nu mai știu. Zile mai la așa, n-auzi. Scuterul, după cum observați, nu are care, nu are nimic. Mi-a strâns el asta, l-a luat și el de la cineva. Ah, ce m-am zgâriat, bordul. Ia uite-l. Oi, că da. Bă, dacă mai aveți dintre voi, uite-mă, are 0 km. Nu mă interesează de far, de lumină, pentru că nu o să merg noaptea. În cel mai rău caz o să-i fac eu aici, o să-i pun un bec. Eu am nevoie de o frână. Ce era asta, mă? Frână? Sau? Frână pe față. Frână pe față? Da, poți opri pe acolo. Și asta, hai că parcă merge asta, nu? Da, e perfectă. Gata. Dar să trebuie să fac. Asta e frână, nu mă, asta e frână pe față, nu, sau că asta? Da, păi și văd că se duce încolo. Păi nu, că e scos. Gata. A, n-are nimic, mă, e un pic murdară, nu? Da. A, gata. A, și bucata asta așa vine din fabrică, mă. Da. A, bă, mi se pare că ai și ăla de aici, nu? Ce? De la frână, nu? Da, hai că ne uităm acum, brodere. Păi dăm, bă, dăm tot ce ai, mă, de la el, cocoș. Deci el o să-mi dea mie ăsta, vreau să-l fac cadru. Eu nu o să-i pun carene, nu-i pun nimic, exact țeavă, cum îl vedeți. Are rezervor? Are aici, are aici, da. Doar că nu are set, nu, brodere? Set, dai, trebuie set. Stai că nu se vede pe aici. Scoate așa, afară. Da. Oricum o să vei, oricum, știi, dă-le jos, brodere, că le pun separat în mașină, că nu o să aibă loc. Ce? Ăla de frână? Da. Te-ai pasmane. Păi asta lasă-le, păi, dar și eu ce fac de frână pe față? Cum, ce-i pun acolo? Găsești unde, nu știu. Și ăsta e a lui, pe ăsta vrea să-l facă el. Brotherii mei. Mi se pare că i-am luat eu la ATV, i-am pus ăla de frână. L-am luat de pe față, de la ăsta. Bă, ține-l, bă, ține-l, mă, să nu cadă, mă, pune-l pe cric. Ăsta e la fugă. Pune-l pe cric, că încă nu e aranjat. Mi-l fac eu ca lumea. Bă, unde m-am iusit? Bă, pune-l, mă, lasă-te greu pe el să moară. Mi-e bine să-l împinge acum. Ai, ce? Gata, brotherii mei. Și așa arată, n-are... Dar tu i-ai dat setul jos? Ce? Are... Așa, ia uite, bă, ia fetent. Bă, ia uite cu aia, are un șurub rupt aici. Ce? Bloc. De se ține de o frezoare. Frezoare trebuie să-l cauți tu. Adică să-i pui acolo. Un șurub? Da, un șurub de ăla. Nu, no, știi? Și vine pe colț aici pus. Ia uite, bă, și ăsta are... Dar l-a fost rupt, dar și cum mergea să adică într-o dată cu două frezoare. Am înțeles. E rupt asta aici, brother, ia uite. E un șurub rupt în bloc. L-a sudat aici ceva, mă, ia uite. S-au băgat. Nu, s-a rupt și cred că a încercat să-l scoate cu spiralul. Lasă că o să încerc eu să-l scot. Cu spiralul. Să vezi cum îl fac, ești nebun? Știi cum îl fac eu că sunt nebun? De stau așa de ele și... Da, lasă că-i pun eu. Asta ce e? De ulei, nu? Da, ulei. Se face amestecul, nu-i problemă. Deci asta eu vreau să-l fac capac, o să-mi dea el capac, tobă. Mi le-a pus aici piesele pe care le mai avea. Parcă ai zis că mai e ceva, nu știu ce. Și asta e tot de la el, nu? Da. Bă, dar tu când l-ai luat, l-ai lăsat și tu, am bestecat. Și aia e toba, adică e setul vechi. Da, o bucată din tobă și trebuie eu să o tai pe asta și să o prelungesc, să-i fac altă tobă. Nu știu dacă m-am mai avut eu. Mi-a mai zis cineva, mă, de afară că-mi dă... și fii atent, o să-l sun de pe Facebook. Un abonat mi-a zis că-mi dă... Stai, bă, de gură! Ieși, marș, bă, că te mușcă doamna. Mi-a zis că-mi dă un scooter micuț, dar o să iau legătura cu el și a zis că costă vreo 6-7 milioane ca să mi-l trimită. Nu, mă, 5.800.000 parcă mi-a zis. Și îi dau, plătesc eu transportul, că mi-l dă gratis. Da, mă, las că iau eu legătura cu el. Un scooter micuț, că el e mai înalt, e mare, știi? Și un scooter mai mic, așa, gata. Că eu trag pe ele, mă, să vezi cum îl fac pe ăsta așa de hau. Deci el îmi dă mie scooterul ăsta, mi-l face cadou și eu... Ia zi, brotere, ce e ăsta? Ce Yamaha. Apele? Yamaha. Și nu știi denumirea, nu? Nu știu. Văd că e aici un pic pișat așa, cum vom să... I-a aruncat-o vopseaua cu pesul, ai făcut la mișto, a? E un fel de zici că s-a țârcăit Marița. Am înțeles, da. Și
Lui trebuie set, nu, da. Brodare? Apoi dai capacul de aici, ai tot? Și de ce? Contează mult să-i pui când și el... Și când... de răcire, așa. Și la ăla e ăla, nu? Da. Bun. Asta nu știu unde e. Abar n-am. Mă... Mi se pare că l-am aici. Bă, ăsta le caută câte una, câte una. Și trebuie să-i cumpăr eu... A? Băi, cum le ține aruncate pe toată grădina să moară. Așa, la noi. E. Nu știi, faci ce vezi. Bă, nu-i problemă, e bine că e acolo, știi de ce? Își face răcirea, brother. Stai că ne uităm. Da, uite de aici a fost, brother, ia uite-mă. Bă, păi contează, mă, știi? Contează că, uite, el direcționează înspre motor, vezi? Tot aerul. Păi asta e, că așa aruncă aerul, dar așa îl direcționează spre motor, oricum îl... Ce mai aduce și jumătate de carele? Bă, dar n-are nimic asta. Ți se pare că e murdară sau nu? N-are nimic, ce? Păi, ia pune mâna pe ea, ia vorbește cu ea. Ce să mai auzi? Păi ce, mă, unde ți se pare că e defectă? Ce are? Nu, n-are nimic. Uite, e bordul, adică de cât îi dai contactul. Ia pune contactul, un pic. Stai așa, să-l băgăm pe aici. Nu, are, e alimentarea, mă. Așa, e alimentarea. Uite, aici alimentarea. Alimentarea. Oh, uite, mă, bujia, mă. Ăsta, pistonul. Ah, ia uite, mă. Și leleu. Lereu. Ce lereu e ăsta? Ce e ăsta? Dar stai ca să-i dăm trei bucăți. Aici, bă, poate e... Dar ce credeți? Da, ăsta e bine aici. Păi nu, mi se pare că carena e... Carena e pe partea aia altă, mă, afară, nu? Afară, uite-o pe alea. A arătat bine așa, mă, ia uite-l. Hai că parcă merge. Era marfă dacă aveam și... Bă, dar el când l-a luat a avut și ăla unde pune picioarele pe jos? Tot. Și unde e? L-ai spart afară? Ce? Ăla care pe picioarele ăla pe jos. Ăla pe picioarele aici, mă. E cu alea afară. Hai, mă, că mergem, poate pot să fac, păi, ca să pot să dau cu picioare. Dacă nu, fac eu, mă, din aluminiu, frate, știi? Da, la din aluminiu, fac o podea. Și ăsta e setul ăla, fii atent, îl pui într-o punguliță, în ceva. Că nu, îl pui în ceva, tu, sigur e setul lui? Că eu ți-l cumpăr, băi, eu mă duc după el și îți cumpăr set nou de 80, da? Pe el scrie de 49, dar nu e 49. E de la, ia pune să vezi că merge la, pune un pic așa lângă roată. E de acolo? Aici, așa, mă, frate. Nu, e, mă, e de acolo, nu? De acolo, ia uite. Ia, dă-mi, că mamă, era să pornească, lasă-l acolo. Pune-l așa, scoate-l din viteză, gata. Gata. Era, pornește cu ăla. Ia, zivărule, ăla e, da? Bun, mi-l pui într-o pungă, îl lasă că îl punem noi, lasă-l jos așa. Ia să vedem. Deci ăsta, eu îi cumpăr lui set și vezi că setul ăla mi se pare că e și garnituri și tot, nu? Sigur, da. Siguranțe, set, segment. Și tu ai tot, doar că vin eu și cu ăla. Și o să vin eu, cred că o să vin tot așa pe seară, brodere, nu? Da. Ăla de la ce e? Cred că e de la TV, mă, că sunt, e de la de 4 timpi, uite, vezi? Dar pornește-se dacă îi dai cu la cheie. Nu, dacă îi dai acum de ea, să vezi. Și la automatia. Așa să-i pun contactul. Gata. Gata, l-am oprit. Lasă-l mai aici, lângă, uite, și cutia de viteză. Nu dă fum, ai văzut că... Nu, e pe gentleman. Gentleman. Și ăsta venea pe deasupra, nu? Lasă-mă că dacă mă mai uit eu, dacă mai caut, să văd, dacă mai caut pe OLX, poate mai găsesc. Unde ești far? Și o să ne plimbăm toți, o să se plimbe și brodorul și ATV-ul, nu știu dacă are și el un scooter, ai și tu parcă un scooter, nu? Două. Ca să vedem care merge dintre ele. Gata. Ia pune pe o să-l scriu la rar acum dacă da, e, nu? ITV-ul treci. Gata, da. Păi nu, dacă am lumini. Bun, deci asta e gioarsa pe care o iau eu și vreau să o fac. Și asta e gioarsa lui. Dar e mai șmecher, ăsta arată bine. Ia uite. Arată, ia, maha. Mi se pare că e un pic lipsă de aer, nu? Nu, acolo e cu... e răcire. Arată mai mișto de janta de pe față. Măi, că da. Pirelli, ești prost la sub braț? Ia uite. Măi, ești nebun. Mamă, asta e full de option. Și asta? Asta e mai lasă, că e bun, lasă femeia ei. Asta e să te lași. Mamă, i-a dat cu... Vezi că a făcut numai drill-uri cu ăla, ai văzut? Numai... driluri, adică drill. Uite și frână. Am găsit mânerul pentru frână. Asta era, mă, mânerul de la frână. Mi se pare că asta e frâna de mână, mă. Ia calco. O iei așa și o arunci. Uite, gata. Uite, vezi că s-a oprit roata? Ai observat? Ia, gata. Ia să vedem unde e carenele alea. Acolo, afară. Unde sunt brotherii? Unde le? Unde ai zis că sunt? Uite. Dar ce-a făcut? Le-a pus la uscat sau? Le-a pus la uscat să le scoarcă la apă. Aoleu. Da, mi se pare că asta nu e scriat, mă. Sau ăsta? Ăsta e nou, ia uite. Da, bă, era față de ăla, mă, gata. Ia uite. Cred că îl faci de ia uitați-vă, mă, cum arăta. Le-a spart, le-a făcut. Uite, mă, podeaua, mă, brother. Uite, mă, podea, că e acolo. Uite, cred că era de la, uite, pragurile. Îi pune să bă, le-a spart pe toate. Eu dacă era, lipeam și eu cât de cât acolo ca să stea tot aia, mă. Da, uite semnalizarea asta, se potrivește?
ce zici? Mă, eu nu vreau să mai lipesc, dar știi ce am eu nevoie, brodere? Asta, de stai jos pe el. Da. Pui picioarele. Da, ăsta, de podea. Lasă-l aici, că vin și îl luăm și îl punem în... Da. Uite, mi se pare că ai, e pus la uscat, nu? Că e, n-are mă nimica, mă. E nouă. Iată, mă, încoace, cu cât o vindem, să faci limbriș la sub braț. Știi ce? Știi ceva? Ai căpușă? Nu, unde? Nu, e melc. E melc. Că dacă era căpuș, o mâncam, eu nu stau de ele. Ia uite. Bă, știi ce facem cu asta? Lasă-o aici. O luăm și când mă duc pe baltă, o vând. Eu l-am uscat puse. Da, nu, doi, da, baba, ce zice? Baba, asta e viața mea. Hai să aducem scuterul, brother. Punem scuterul în mașină și vă arăt. Facem finalizarea acum, după ce îl băgăm în mașină. Ok, fraților, uite, am mai găsit astea de la el. Nu, frate, nu, că sunt rupte. Am luat doar ăla care stă jos. Adică pot să-i pun... Gata, fraților, l-am băgat aici. E un video mai scurt, ăsta nu e... A, uite, ăsta era stopul. Pa, sper că merge, mă, nu e... De este, că parcă s-a prinde. Nu, acum, lasă, că nu mai am baterie la el, că... Așa, și ăsta e, asta e chiuloasa. Ăla e... Așa, dar bine că nu mai curge benzina. Dar ține frânasa? Da, ține. Păi dacă apeși, e 3D. E 3D, e cu... Da, aia ceva de bordul ăsta, parcă se fac să învârte acolo sau că nu văd eu bine. Nu, că dacă, uite, fii atent. L-am pus invers. L-am pus invers, uite. Nu, mă, turbează 0 km și... Ia uite, ia fii atent aici. Ia, merge? Merge, ia, tic, 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 merge. Da, și ăsta ce e? Ăla era claxon? Nu, e, bă, e... Ăla de la bec, fază lungă, fază scurtă. E nosul, e... Da, uite, 0 km are ea. E 0 km, mai e nou, uite, are... Acum lască-ți pe ușa fabricii. Da, da. Dar dacă ăsta n-a avut grijă de el... Să vinde demontat. E Zip, e varianta veche, Zip. Bătrânul. Ăla, varianta mai nouă e cu 2DP. Dar vreau că s-a aprins becul la benzină sau nu văd eu? Nu, că nu am pus contactul. E rezerva pusă. Și uite, aici e kilometrajul, nu? Ia învârte de asta. Păi nu, că trebuie să vină un țuguie acolo care... Hai că da? Șaua asta vorbește cu ea? Nu pot să zic, are aici un cuib de șoareci. Ia că parcă se vede pui. Wow, ce mai că stai așa că, băi, sunt pui, vorbiți încet că să nu adormă, îi lăsăm acolo. Piu, piu, piu. Și ăsta de la ce e, brother? E cumva ștuțul de la Singapur? Vorbește cu el, spune-mi. Ai sus? Dar încă-l în partea alaltă. Ok, am luat toba, am luat toate de la el, fraților, să vedeți că-l fac. Ce părere ai, crezi că l-aș face? Nu știu. Nu prea, zici că îmi dau un dau de ferește. Nu prea, crezi că nu îl fac, nu? Da, că n-am avut ce de gând să-l fac, dar... Și ce ți-a venit de la el la picioare? Nervi. L-am jurat. Ok, brotherii mei, am pus aici tot. Eu l-am întrebat de frână, de trierul de frână, și dar are frână pe față. Ok, gata, facem un stop cardiac. V-am prezentat ce și cum. Acum o să mă duc acasă. Când vin, băi, hai să-mi dai setul. Setul de la ăla. Cu pătura aia. Pătura aia nu zici nimic. La pătura aia? Da. Socor Ghiom. Ai sus. Hai să luăm setul, brotheri. Setul pe care vrea să îl cumpăr, că să-l am de, cum să vă spun eu, de model, hai că da. Și după cum observați aici, așa, frate, deci dacă tu știi că ăla e setul lui, și ăsta de la ce e? De la, tot, e de la ăla? De la scooter, becurile și mânerul ăla de frână. Hai că da. Da, uite, asta a prins viteză. Ia uite-l. A prins viteză. Ah. Și nu lasă-mă că intră în viteză și rup dintre. Nu-mi trebuie că eu nu-i pun LED-uri, nu-i pun nimic, că îl fac să meargă. Așa, brodere. Și ăsta va sta în mașină pentru... Salut! Pentru... Ia, pune și far la scooter. Ce fraier ăștia, să nu-i far, mă. LED-ul, știu că e. E instalația de la de NOS. Brad? De la NOS. Nu mă, când la Nitro. Ai văzut că dă copișat? Da, și trebuie să-i cumpăr setul ăsta. Și o să-l las în mașină, ca în momentul când o să mă duc să iau eu setul de unde știu, am de la cineva, de unde îmi iau eu mereu piese și de unde îmi luam piese mai de mult, să-i aduc set brotherii mei și uite-l aici, vezi? Stai aici la revenea. Gata, brotheri, l-am băgat aici, am ridicat și plasa asta, vezi? Am activat plasa în casă. Le-ai ceva de prototipul ăsta, nu? Gheorlă? Da, merge ea, vezi, pornește? A avut atâta viteză încât, ce e ăsta, crezi că e găina sau e... Nu, e vopsea. Nu e, mă, e, cum zici, că e scafandru. Ia, vină, mă, ia stai așa, ia. Parcă este bine, este că nu e. Da, vărule. Așa, și poate-ți dă o tobă de-asta în capul ăsta. Uite, parcă eu de la ta viteză s-a strâmbat, uite. Nu, mă, aici a dat cu pișat. Da, 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 așa, i-a dat cu sus. Și când el avea aici o de-asta, unde stă cu cioci, când zicea, hai, sus. S-a strâmbat șurubul ăsta, ia uite-l. Haide, gata, mă, să închide magazinul, brotherii mei. Gata, s-a închis axa. Și ne luăm la revedere, brotherii mei, și o să ne revedem în curând când o să facem gheoarla. Asta ca asta, dar să vedeți racheta cealaltă. M-a lovit la corazon, a zis, de scuterul ăla să-l facem. De bronzeala aia. De bronzeala asta, fraților, ah, mă ustură când pun mâna. Ia uitați.
Ia uitați, brotherii, ce să facem? Nu, am avut camera de piept și acolo și aici, de fiecare dată, în fiecare an. Hai că s-a și rupt. Hai că da, brotherii mei. Ok, fraților, ne luăm la revedere. Salutați aici, vorbiți cu camera asta. Hai că pătura aia altă o luăm, mergem și... Dar vorbește cu ea puțin. Cu pătura aia, nu, din pătura aia știi. Ia uzi că e, zici că e de la mă, ia fii atent. Leopard. Leopard, ia uite. Gata, brotherii mei, hai că acum chiar că ne luăm la revedere cu chiar că. Hai că ne vedem în episodul următor. Nu știu dacă o să fie exact cel când o să ne apucăm de ce. Ai mai auzit cum flutură păsările? Vorbește cu câinele, ia vină o Denis. Ia vorbește cu câinele ăla, spune ceva, socot eu. Foame și lui. Na bobiț. Na. Zici că e câine de la bingo de aia. Ia strigă, nu, ia strigă. Ia strigă. Ce să strigă? Ia cheamă. Na, ia. Nu zici că e câine de la... Numai că ăla e mai... Ai mai rău. Bă, lasă-l, auzi? Bă, ia dă-te așa. Dă-te. Uite ce moare e, bă. Mamă, cred că... Lasă-l, că e rău. Ăla dacă... Ăla doar dacă sughite te mănânc. E mare. Marș, bă, mică te mușcă, doamnă. Lasă-l că e de treabă. E mare. Păi da, așa trebuie să facă, că dai de să mănânce. Hai că nu se consumă bateria la câine la dacă l-a trătat noaptea, nu? Gata, brotherilor, vă salutăm, vă iubesc și vedeți că ne apucăm de vloguri. În curând, în următorul vlog o să mi fac și eu, nu știu de ce nu așteaptă ca să treacă pe lângă mine. Fiți atenți, o să fac, brotherii mei, o să mi fac pana la cross, da? Și că vreau să ies cu crossul, să facem fel și fel de nebunii. Gata. A început vacanța, au început vlogurile să vină. Vă iubesc.